Bună și bine te-am regăsit pe canalul nostru de YouTube! Dacă ești nou pe acest canal, te invit să te abonezi ca să fii anunțat atunci când vom pune alte videouri și hai să intrăm în discuția de astăzi care este cât te costă să locuiești în Birmingham. Birmingham este un oraș destul de mare, este considerat să fie al doilea din Marea Britanie un pic bătându-se cu Manchester, dar este un oraș destul de mare, cu multe oportunități și este situat în centrul Angliei și ceea ce pot să spun este că viața este un pic mai ieftină decât Londra, nu știu comparații cu celelalte orașe din Mare Britanie cum este, dar este un oraș în care poți trăi și poți lucra liniștit dacă ai oportunitatea. Așa că hai să intrăm și să vedem unde toate cheltuielile care ai putea să le ai într-un oraș ca Birmingham și vom începe cu prima cheltuială și aceasta este costul de chirie. Indiferent că vei alege să locuiești la casă sau la apartament sau flat, vei avea nevoie să plătești chirie și aceasta va depinde în baza la câte camere vei să închiriezi. Dar, în general, o casă cu două camere poate costa în jur de 600 și 1100 de pound. Depinde în ce zonă și apartamentele cam la fel, un picuț mai ieftine decât casele, dar tot pe acolo te ghidezi. În bază la câte camere vrei, te va costa diferit și de asemenea dacă vei decide să mergi să stai în share, adică să închiriezi doar o cameră de la cineva, te va costa un pic mai puțin și de obicei vei avea incluse și celelalte cheltuieli în această sumă. Una dintre cheltuielile care vine odată cu Închirierea unei case este consel tax, și este taxa pentru primărie, care include cheltuielile pentru a depozita gunoiul, o sumă care se dă pentru poliție și o sumă care se dă pentru serviciile publice, dar în mod general acoperă în mare parte cheltuielile pentru gunoi. Aceasta este o cheltuială care poate dacă stai în share va fi acoperită de chiria ta, dar în general fiecare casă sau apartament va avea un bandă de care aparține și sunt diferite în Birmingham și acesta este prețul pentru fiecare bandă pe care o ai. Uh, trebuie să te interesezi atunci când vrei să închiriezi o casă, interesează din ce band e casa ca să știi cât consult tax vei plăti. Aceasta este suma cât plătești lunar. Normal primești o factură anuală și apoi se va împărți uh, lunar dacă vrei să plătești lunar în fiecare lună să nu plătești totul deodată. Uh, sunt încă, încă vreo două banduri în afară de acestea, dar acelea sunt pentru altfel de proprietăți. Este important de știut ca și la multe alte cheltuieli poți avea anumite reduceri. Dacă ești student vei avea reducere, dacă ești o persoană single, adică dacă locuiești singur în casă vei avea reducere la consultax și dacă lucrezi anumite joburi vei avea din nou o reducere și persoanele cu dizabilități de asemenea pot să fie scutite de a plăti complet sau doar o parte, așa că interesează-te la primărie. De asemenea, poți avea reducere dacă ai un venit mai jos și interesează de la primărie dacă te încadrezi, poți să faci cerere la aceasta. Voi pune linkul mai jos ca să poți să te uiți. Altă cheltuială pe care va trebui să o plătești este factura la apă, indiferent că bei apă de la robinet sau îți cumperi sau că îți pe rufele acasă în mașina de spălat, cel puțin vei avea nevoie să folosești toaleta, așa că vei folosi apă și va trebui să plătești o factură la apă. În Birmingham este South Staff Water. Aceasta este compania care furnizează și lunar vei plăti în jur de 27 de lire. Cred că depinde în bază de câte camere ai și câte persoane locuiți, dar dacă ai ceas care îți măsoară cât apă consum, vei plăti în bază la consumul pe care îl vei face, așa că va putea fi variabil un alt lucru care ar putea să fi interesat să ți-l pui, acesta este opțional totuși, este internet și în Birmingham dacă îți vei pune wifi te va costa în jur de 28 de lire, prețurile variază în jur de 20 până la 50, depinde ce firmă vrei să folosești și o altă opțiune este să ai internet pe telefon doar și aceasta poate costa între 8 și 12 și cu toate că costă în jur de 25 de lire dacă vrei să ai nelimitat. Virgin Media este compania cea mai utilizată și au un fel de ofertă. Dacă Ion este client Virgin și îl recomandă pe Andrei, dacă Andrei decide să-și pună Virgin, atunci și Ion și Andrei vor primi 50 de pound ca bonus și acesta este un lucru care te interesează dacă vrei să-ți pui internet. Următoarea cheltuială este gazul, vei avea nevoie probabil pentru căldură, dacă nu vei avea căldură cu electricitate și vei plăti în bază la Consum. Sunt două website-uri unde poți să intri și să verifici cât te-ar costa cu diferite companii, așa că le voi pune și pe acestea mai jos, dați-le am scris și aici pe ecran, dar interesează pentru că diferite companii pot să te coteze diferite prețuri, așa că îți convine mereu în fiecare an sau când îți cade contractul să te muți acolo unde îți convine cel mai bine ție, pentru că tu vei fi cel care vei plăti. Interesează-te și ce beneficii poți avea, de exemplu, cu Sainsbury's Energy vei primi puncte nectar și la cumpărături triplu, așa că interesează-te, dar poate costa în jur de 40-50 de pound pe lună. La curent, la fel, vei plăti în bază de consum și va costa în jur de 40-60 de lire pe lună. Transportul este foarte variabil. Nu te costă nimic dacă vrei să mergi doar sau să folosești o bicicletă. Birmingham are foarte multe străzi făcute special pentru biciclete și aceasta este un lucru pozitiv și bun dacă asta este ceea ce dorești să folosești ca mijloc de transport. Este destul de variabil dacă ai o mașină, pentru că va depinde cât de mult vei conduce și pe unde vei merge și cu transportul public sunt două moduri diferite care poți merge în Birmingham și este autobuzul și un abonament nelimitat la autobuzul lunar costă 50 de pound poți să mergi cu orice fel, ce fel de autobuz și oricând orice distanță iar apoi poți să mergi și cu trenul din parte în parte orașului dar aceasta este destul de variabil pentru că depinde câte stații vei merge și câte schimburi de trenuri vei face, așa că nu este o cifră fixă. Eu îți voi da ca și idee ceea ce plătesc eu atunci când merg o stație de tren, plătesc 2,60 lire dus și întors pentru off-peak, ceea ce înseamnă că nu merg în orarele când este mai aglomerat și plătesc în jur de 6 lire dus și întors când merg din sudul Birminghamului în nordul Birminghamului. Desigur, este și Uber ca și mijloc de transport și alte firme de taximetrie, dar acestea sunt cele mai folosite moduri de transport. Desigur, oriunde vei locui, vei avea nevoie de mâncare, dar găsesc că acest lucru este destul de variabil, în bază la magazinul pe care îl folosești, la câte persoane sunteți și la alimentația pe care o aveți. De exemplu, noi, o familie de 5 persoane, avem un buget în jur de 450 de lire pe lună, dar poate fi variabil în bază de gusturi și de bugetul tău. Cu siguranță sunt și alte costuri care depinde de ceea ce vei alege. De exemplu, dacă vei avea o mașină, vei avea costuri legate de mașină, ca road tax și MOT, sau dacă vei alege uiți la televiziune și altele de genul acesta, dar va depinde de tine. Îți mulțumesc că m-ai urmărit până aici și sper că acest video te-a ajutat. Abonează-te la canalul nostru și pune notificările pe ON dacă vrei să fii avizat atunci când mai postăm videouri de genul acesta. Dă like dacă ți-a plăcut și ți s-a părut că acest material a fost informativ. Comentează mai jos dacă tu locuiești în alt oraș din Marea Britanie și costă diferit să trăiești lunar, și distribuie acest material dacă crezi că va fi folositor pentru alte persoane pe care tu le cunoști. Suntem și pe Instagram, așa că caută Români în Anglia pe Instagram și urmărește-ne și acolo. Îți mulțumesc că ne-ai urmărit până aici și sper că videourile pe care le facem te ajută să vezi cum este viața în Anglia, în special în orașul unde locuim noi și multe alte lucruri pe care le publicăm. Uită-te pe canal, vezi ce altceva mai publicăm și nu uita să urmărești canalul Români în Anglia și ne vedem în video următor. Pa!